Încă un campion din nordul județului Mehedinți, Adrian Ion Curelea, în vârstă de doar 21 de ani, a ajuns unul dintre cei mai valoroși karatiști ai țării. Tânărul deține o serie de diplome, medalii și cupe de la diferite concursuri recunoscute la nivel național și internațional la care a participat. Dacă Punoarele are o campioană la haltere, Comuna Obârșia Cloșani are un campion la karate. Este vorba despre Adrian Ion Curelea, care la vârsta de doar 21 de ani și-a trecut în palmares titluri naționale și internaționale. Pasiunea pentru acest sport a început încă din copilărie, inspirația sa fiind reprezentată de mari actori ai filmelor cu arte marțiale, precum și din dorința de a se simți în siguranță și pentru a-și îmbunătăți condiția fizică. Prima dată când le-am spus, eu cred că este o joacă, dar după au văzut, obținând rezultate și toate acestea, au văzut că chiar m-am ambiționat și chiar mă pasionează acest sport. La ce campionate ați participat sau la ce competiții? Prima dată am participat, după un an de antrenament, am participat la campionatul național de la Timișoara, la proba kata, unde am obținut și locul întâi. Așa, dintr-o dată? Da. Și antrenamentul n-ai făcut? La Târgu Jiu, cu sensei Zbora Ștefan. Adrian practică acest sport de aproximativ 6 ani și jumătate și este sprijinit de părinții lui. În primul rând m-am bucurat că urmează un sport de elită și l-am susținut și îl susțin și în continuare. Tot o grămadă de medalii. Și sperați că să vă ajute și autoritățile locale sau măcar cele județene să afle de la noi? Cele județene și locale, dacă află și toate astea. Ar trebui sprijinit acest tânăr și încurajat să meargă cât mai departe. Tânărul a fost medaliat la concursurile județene, naționale, dar și la competițiile internaționale.